Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Modalități diferite de a te ruga. El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Romani capitolul 8, versetul 27. Cineva care se pricepe mai bine decât tine la rugăciune, se roagă deja pentru tine. Citim asta aici în Romani capitolul 8, versetele 26 și 27. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Să remarcăm faptul că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Uneori ni se pare dificil să fim prezenți în totalitate în timpul rugăciunii. Toți știm cum e să stai cu o persoană când vezi că mintea ei e la milioane de kilometri depărtare. Care este răspunsul? Încearcă să-ți notezi ce se întâmplă în timp ce te rogi. Două dintre cele mai obișnuite obstacole în calea rugăciunii profunde sunt acestea. Întâi, distragerea. Mintea ta este ușor deturnată de alte gânduri. Și apoi, oboseala. Când autorul John Ortberg i-a împărtășit unui prieten aceste două frustrări, acesta i-a sugerat lui John să iasă din casă și să-l invite pur și simplu pe Domnul Iisus să meargă cu el. Ortberg scrie: în ziua următoare m-am dus la ocean, m-am descălțat, am început să alerg și l-am invitat pe Domnul Iisus să mi se alăture. Am descoperit cel mai ciudat lucru. Ca să comunic cu Iisus necesita efort. Dar îl invitasem cu mine și nu mă puteam abține să nu mă gândesc la el. Mintea mea cugeta la faptul că Iisus era cu mine. M-am trezit că vorbesc cu el despre pelicani și valuri. Îmi veneau în minte oameni și preocupări și mă trezeam că îi spun lui Iisus despre toate acestea. Din acel moment, totul s-a schimbat. Am încheiat citatul. Așadar, invită-L pe Domnul Iisus să vină cu tine astăzi și împărtășește cu El fiecare lucrușor pe care îl faci sau îl ai pe suflet.